săraci credincioși, iată, încheiem frumos sărbătorul de acestui Crăciun, nașterea Mântuitorului, cu o celebrare deosebită, cu un moment deosebit, cu prezența preasfințitului nostru episcop, păstorul nostru, aici la noi. Prelujirea este deosebită. A venit preasfințitul pentru că mai întâi, iată, vrea cu adevărat să ne repadă, vrea să fie alături de noi, vrea să se roage împreună cu noi și momentul este deosebit pentru că face un an de zile de la mormântarea părintelui Pavel și în același timp, eveniment deosebit, monografia lansarea, monografie, istoria Bucureștiului, pe care părintele Pavel a avut-o ca un vis, ca un ideal, ca o dorință deosebită și iată, această dorință este împlinită. Sunt prezenți aici colaboratorii Sfinției sale, de la Episcopul de la Iași. Sunt prezenți de asemenea colegi și prieteni și consăteni. Acest lucru, iată, se poate mai bine prezentat într-o poezie pe care o aștepti în acestul liturghiei de Nița. La un an de la mormântarea părintelui Pavel. Și a trecut un an de zile, dar noi nu am uitat de el, căci zilnic ruga pentru tine, noi înălțam către cer. Și a trecut un an de zile și e subit, e chiar de vis, că e prezent la rugăciune, chiar și episcopul Iosif. Și a trecut un an de zile și iată, o gândire bună de aici, pentru tine, la rugător, echipa de la Prezbăcum. Și a trecut un an de zile și visul lui nu e nebun. Părgeșul are carte, fire, are trecut, monografie. Și a trecut un an de zile, dar nimeni chiar nu l-a uitat, căci sunt aici profesori, doctori, colegi, prieteni minunați. Și a trecut un an de zile și la Părgești e nume bună. Azi tot se roagă pentru tine ca să primești din cer un unul. Și a trecut un an de zile și cât ne doare lipsa ta. Te căutăm printre cuvinte, vrem crezul și speranța ta. Răsplată să ai, drag părinte, și toți de aici cu rugiunile, îți cerem milă, Domnul Sfinte, că a trecut un an de zile. Nu vă vom uita, drag părinte Pavel. Începem Sfânta Liturghie cu iubita tuturor prietenii pentru care facem prăiere. Rege-măi pentru care toate trăiesc, venii să te înfilă.
Thank you.
Thank you.
Pe Tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe Tine, Doamne, te mărturisim. Pe Tine te laudă mulțimea strălucită a martirilor. A fost un telefon pentru mine care a contat mult.
pentru că la rândul meu am colaborat vreo două decenii cu părintele Cornel și pregătindu-mă pentru această predică, am reluat toate știrile de acum un an de pe site-ul Iercis, pe care Sfinția voastră, dragă părinte Adrian, îl conduceți cu atât de mare zel, fiind un vrednic succesor al părintelui Cornel. Citind acele știri, am ajuns și la articolul care vorbea despre înmormântare. Și, într-adevăr, toți cei care au luat cuvântul, dar în special părintele rector Benone Farcaș la predică, toți au vorbit nu despre moarte, nu despre supărare, ci despre înviere. De aceea, iubiți credincioși, dați-mi voie să încep și eu discursul acesta cu o povestioară despre Dies Natalis, așa cum spun latinii, ziua învierii pentru Domnul, ziua nașterii pentru Cer. Suntem într-un oraș din Germania, Hanovra. În secolul trecut a murit o persoană de masă, un om foarte important din oraș și, bineînțeles, foarte bogat, dar necredincios. În testament al s-a scris următorul lucru. Pe mine, atunci când voi muri, să mă îngropați foarte, foarte adânc, iar mormântul meu să fie bine zidit, cu stâncă și granit, mult, mult beton, ca să fiu sigur că nu pot să ies afară și nici să nu mă găsească nimeni. Dar așa se face, că Dumnezeu este mai puternic decât stânca și granitul. Și înainte de a închide bine mormântul, o sămânță de stejar s-a furișat acolo. Nimeni n-a observat acest lucru. A găsit puțină hrană și încet, încet a început să încolțească până când a devenit mai întâi popăcel mic și apoi, ca orice stejar, s-a înălțat spre cerul, rugând și stânca, și granitul, și placa de marmură care era deasupra. Iubiți credincioși, celebrăm astăzi o sărbătoare deosebită, care ne amintește de jertfa unor prunci. Acei prunci care aveau sub 2 ani din Betleem și împrejurim, care, fără să fie conștienți, este adevărat, l-au scăpat pe Iisus Hristos din mâna călăului Irod. Încă din primele secole, creștinii au văzut în acest prunci niște martiri. În secolul al III-lea, Ciprian de Cartagina spunea despre ei că, într-adevăr, n-au fost botezați, dar au primit botezul cu sânge și cu laptele matern, pentru că încă n-au sugar. În secolul al V-lea, un alt sfânt, tot din Cartagina, vorbul Deus se numește un episcop, spunea într-o predică sa, de ce te temi tu, Irod? Pruncul Iisus nu a venit pe pământ să-ți ia tronul, ci a venit să-l împingă pe diavol. Dar n-ai cu cine vorbi. Din cauza faptului că Irod, deși era un bun politician, tocmai de aceea a fost numit acolo rege, nu permitea niciun concurent și a ucis mulți membri din familie, inclusiv un fiu propriu, pentru că îi se părea că cineva îi ia locul. Și atunci, cu atât mai mult, când a apărut pruncul Iisus și au mai venit și magii și l-au întrebat unde este noul rege al iudeilor, s-a înfuriat, ne spune Evanghelia, și a dat acel ordin. N-au fost, într-adevăr, foarte mulți prunci uciși,
Dar, iubiți credincioși, nu contează neapărat numărul, ci mai degrabă puterea negativă a acestui act. Umilința Duhului Iisus și mândria Regelui Irod. Două aspecte pe care le putem întâlni și astăzi, dacă mergem în Țara Sfântă. Este vorba despre mărântul lui Irod. Muntele lui Irod se cheamă undeva la câțiva kilometri de Betleem, unde arheologii nemți în special au descoperit mărântul său, deja răpus. Cetatea aceea este ruină în ziua de astăzi. Unde mai cui, că alți arheologi au descoperit pe același munte al lui Irod și niște însemne de ale lui Pilat, guvernatorul, care l-a condamnat pe Iisus. Așadar, cine se aseamănă, se adună. Irod și Pilat și-au găsit sfârșitul pe același munte, care, așa cum spuneam, astăzi este aproape devastat. Iar Betleemul, grajdul lui Iisus, este undeva jos. Și totuși, iubiți credincioși, iată după 2000 de ani, cine a învins? Oare nu Hristos? Atâta timp cât un sfert din populația globului a celebrat și continuă să facă, celebrează Crăciunul. Unde este Irod cel Mare? Unde este Pilat? Unde sunt irozii care au trăit și au persecutat creștinii de-a lungul secolelor? Au fost și încă mai sunt mulți irozi pe lume. Dar să nu uităm că jertfa celor care cred în Hristos și care latră, până la urmă va învinge. Ajunge să ne gândim la irozii din țara noastră până acum 30 de ani. Unde sunt toți torționarii, directorii de închisori și așa mai departe? În mare parte sunt uitați, iar martirii noștri, încet, încet, ies la suprafață. Iată așadar puterea adevărului. Iar acești prunci nevinovați n-au fost uitați niciodată în toată istoria Bisericii. Ba mai mult, în Evul Mediu, acum vreo 5-600 de ani, în Occident, era o tradiție și anume, în ziua aceasta, a pruncilor nevinovați, veneau copiii și luau locul preoților importanți, care îl însoțeau pe episcop la Sfânta Liturghie. Desigur, asta se întâmpla o singură dată în tot anul. Dar, cu acea ocazie, copiii continuau serviciul divin, până când Papa Pius al V-lea, în 1570, a instituit această sărbătoare pentru toată biserica. Iată așadar, importanța unor prunci, care, prin simpla lor existență, l-au scăpat pe Iisus de la moarte. Mă îndrept spre încheiere, invitându-vă, iubiți credincioși, să admirați curajul și grija Sfântului Iosif, soțul preasfintei Fecioare Maria, care a auzit, fiind înștiințat în vis, s-a ocupat de familia sa, a fugit cu ei în Egipt. Cunoașteți probabil cu toții că Sfântul Părinte Papa Francisc a promulgat un an închinat Sfântului Iosif, care acum 150 de ani a fost declarat patronul Bisericii Universale. Gândindu-mă la Părintele Cornel și amintindu-mi de numeroasele conferințe, interviuri la care am participat împreună cu el, mi-am amintit clar cât de mult a apărat el Biserica împotriva unor oameni care nu credeau în Hristos sau care aveau o credință greșită. Și de aceea, păstrând, bineînțeles, proporțiile, aș dori să gândim
în sintonie și să crede cu adevărat că Părintele Cornel încă se îngrijește de biserica noastră locală, încă o ajută prin mijlocirea sa din cerul. Amin. Speranță în tine, fiindcă nu te cunosc, fă-i să creadă în înviere și în viața veșnică. Doamne, Tu ești viața și învierea noastră. Tu care le-ai dat orbilor lumina ochilor spre a te putea privi, arată chipul Tău a celor răposați care încă n-au văzut strălucirea Ta. Doamne, Tu ești viața și învierea noastră.
Tu care permiți ca locuința noastră pământească, adică trupul nostru să se destrame, dă-ne o locuință veșnică în ceruri. Doamne, ești viața și mierea noastră. Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău, pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm prin mijlocirea Fecioarei Maria, a Sfântului Iosif și a tuturor Sfinților și a pruncilor nevinovați, să eliberezi sufletul răposatului preot Cornel și a tuturor celor răposați de orice legătură a morții și să-i primești în lumina fericirii veșnice. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Atotputernic, veșnic Dumnezeu,
misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale. Pentru că în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Dar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot Clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți! Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne împrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de la Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Domnul Tău. Printr-o înclinare a capului, dăruiți-vă pacea. Thank you.
iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, trupul lui Hristos. Amin. Prin credință, Doamne, voi porni, căci pașii Tăi mi-arată drumul zi de zi. Eu n-am să stau pe loc când mergi înaintea mea, Te aud și Te privesc în toată slava Ta. Știi cuvântul meu înainte de-a-l rosti, cu pace mă-nconjori, prin har să pot trăi. Cu a Tale mângâieri îmi satur inima, așa Te voi vesti cât viață voi avea. Dragoste de atunci m-ai scris în cartea Ta. O, cât de nepătruns e planul Tău divin, a Ta e viața mea, eu ție ți-o închin. Dar am un singur dor și-l port în pieptul meu, ca împotriva Ta să nu mai stea cel rău, să piară ura lui de pe întreg pământ.
iar Tu să fii slăvit și numele Tău sfânt. Privicește, Doamne, tot planul celui rău și ura ce-o arată pentru Tine. Preamărit să fie în veci numele Tău, dreptatea Ta și faptele Ți divine. Tu m-ai ce am primit tainele mântuitoare, implorăm, Doamne, bunătatea Ta, dă-i slujitorului Tău preot Cornel, pe care L-ai făcut împărțitor al tainelor Tale pe pământ, harul să se îndestuleze cu ele în plinătatea adevărului în ceruri, prin Hristos Domnul nostru. Voi da binecuvântarea finală de la sfârșitul Sfintei Liturghii și imediat după binecuvântare vom face libera și apoi prezentarea monografiei parohiei dumneavoastră. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul părintelui Cornel, pentru că a răscumpărat din moarte, iertat de păcate,
împăcat cu Tatăl și purtat pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Preferesc Împărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și ori mei voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de El! Hristoase, îndură-te de El! Tatăl nostru, Marie, te rugăm, Doamne, să asculți cu îndurare rugăciunile pe care ți le înălțăm cu umilință, astăzi, la un an de la moartea părintelui Cornel, pentru sufletul său, care și-a împlinit cu credință misiunea, slujind numelui Tău, învrednicește-l de bucuria veșnică în ceata sfinților, iar nouă dă-ne fericirea să-L întâlnim într-o zi în lăcașurile Tale cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dă-i o lui Doamne. Să se odihnească în pace. Amin. Acum vă așezați pentru ca Părintele să ne prezinte monografia parohiei dumneavoastră, împlinirea visului Părintelui Cornel. El care a adunat mult material, o parte l-a mai pierdut, că am înțeles că i s-a furat laptopul din mașină și el adunase totul acolo și era foarte mâhnit pentru acest lucru, dar în final lucrarea este terminată și nu avem decât să ne bucurăm toți pentru această monografie. Părintele are cuvântul. Hristos s-a născut. Preasfințite, cucenici, confrați, preoți, dragă familia Părintului Cornel, iubiți horgeșteni, dragi oaspeți, e un moment deosebit în orice comunitate de a prezenta monografia. Dar probabil unii se mai întreabă ce înseamnă o monografie. Sigur, e o carte, dar ce conține ea? Cine a făcut-o? La ce folosește? E bună de pus pe oala cu smântână? Ne mai facem vânt când este cald? Cum mai punem sub cap atunci când dormim? Ce e o monografie? Aș vrea să aveți înaintea ochilor dumneavoastră imaginea unei cărți de identitate sau buletinul. E mai simplu, nu? Pe buletin v-ați uitat de multe ori. Și ce ați zărit acolo?
În primul rând ne-am văzut imaginea. Și unii spuneau dacă seamănă sau nu cu persoana noastră. Uneori poate am avut probleme din cauza fotografiei. Fie ne-a mai crescut părul sau ne-a mai căzut, fie ne-a pus ochelari, fie ne-a mai schimbat, ne-a mai slăbit, ne-a mai îngrășat și am mai avut probleme. Dar iată, în primul rând, uitându-te la o carte de identitate, vezi o fotografie. La fel și monografia. Conține, iată, o fotografie de referință. Este biserica în care ne aflăm, care este un simbol al satului dumneavoastră, care este rodul jertfei dumneavoastră și al tuturor acelora care au lucrat în decursul timpului la clădirea ei. O biserică care cu siguranță va dăinui mult timp. Ce mai găsim pe cartea de identitate? Găsim numele, găsim prenumele. Iată și aici, găsim numele localității dumneavoastră. Așadar, Horgești, prin această carte de identitate, care va fi mediatizată și în presă și mai ales pe internet, mulți vor afla despre această localitate. Ce mai găsim acolo? Mai ales în cărțile mai vechi de identitate sau în buletine, găsim numele părinților. Astăzi, din diferite motive, ne uităm acolo, Vasile, nu știu care, dar nu mai știi care e mama, care e tata, care e părinte 1, care e părinte 2. Iată și o monografie conține numele de referință, străpunii, părinții, aceia care, iată, sunt reprezentați într-un asemenea document. Ceea ce este foarte important pe o carte de identitate este CNP-ul, acel cod numeric personal. Și fiecare cifră de acolo reprezintă ceva. Și atât la fel, aici fiecare capitol, aș spune chiar fiecare pagină, are o semnificație aparte. Ce mai găsim pe carte de identitate? Găsim organul emitent, acela care a făcut cartea. Și atât că această carte apare la editura Presa Bună, pe care Părintele Cornel a coordonat-o mulți ani, și anul 2020. Această carte, sau una similară, trebuia să apară în anul 2008. Atunci a fost prevăzută apariția monografiei Horgeștiului. De ce 2008? Știți mai bine decât mine. A fost sfințită această biserică și pentru acel moment solemn, Părintele Cornel s-a îngrijit să apară o asemenea carte de identitate, dar iată, au mai trebuit mulți ani până când ea să vadă lumina tiparului. De unde s-a născut această idee și iată acest plan, acest vis al Părintelui Cornel? Părintele Fabian lucrăm împreună de 21 de ani la un departament, pe lângă episcopie, departament de cercetare științifică, cercetare istorică, care a primit și un botez și un patron dedicat acest departament fericitului Anton Durcovici. Părintele Cornel, care nu a supravegheat munca noastră, dar ne-a mai corectat, a fost directorul editurii Presa Bună, la care noi am tipărit foarte multe cărți, văzând că tot apare localitatea mea, localitatea Părintelui Fabian, multe alte cărți, s-a gândit, da, Horgești chiar e zero pe harta episcopiei, de ce nu apare și o asemenea carte? A ținut foarte mult ca această carte să fie coordonată de Sfinția sa. Și de aceea, cum este firesc, de unul singur nu poți face o ispravă atât de mare. Cartea are aproape 500 de pagini. Și prin urmare, Părintele, rând pe rând, a luat legătura cu specialiști. Nimeni nu le știe pe toate. Și noi, istorici, scriem, în primul rând, ceea ce ne-a pasionat mai mult, ceea ce ne interesează mai mult și apelăm, sigur, la alți prieteni, alți cunoscuți, care să ne ofere informații pentru domeniile în care nu suntem specialiști. Și iată, de mai bine de 21 de ani, au apărut în dieceza noastră multe asemenea lucrări, multe asemenea cărți de identitate ale localităților. Și Preasfințitul așteaptă să apară și buletinul satului natal, care sperăm la anul, în luna februarie, să fie la fel prezentată. N-aș vrea să mă lungesc mult, pentru că nu vreau să pățesc ca în acel ban cu bâlbâitul care vindea foarte multe ziare, pentru că le spunea oamenilor, luați ziarul sau vă citesc, nu? Și vă dați seama cât trebuia pentru un bâlbâit să citească un ziar.
aveți cu toții posibilitatea de a vă procura acest material atât de amplu. În câteva cuvinte vă fac prezentarea, așa câteva idei, acele cifre de la CNP. În primul rând, cartea trebuie să fie prefațată. Și Părintele Cornel ne-a lăsat deja, cât trăia, un asemenea material din care a putut vedea ideile de bază care l-au determinat să scoată această carte. Episcopia are o autoritate și de aceea Preasfințitul Iosif Păuleț ne-a prezentat câteva cuvinte, o prezentare scurtă și o mulțumire pentru jertfa Părintelui și a tuturor acelora care au lucrat la această carte deosebită. Apoi, dumneavoastră știți mai bine decât noi cercetătorii în ce zonă ne aflăm. Toate locurile, și le aveți după porecle, după originea lor, din limba română, din limba maghiară, multe sunt denumirile pe care dumneavoastră le cunoașteți în sat și în împrejurim. De aceea, doamna Daniela Butnaru ne-a prezentat un asemenea studiu despre locurile acestea. Le-a luat sigur din anumite dicționare, dar și din informațiile pe care le-a cunesc de la dumneavoastră sau de la înaintașii dumneavoastră. Apoi vedeți că în fiecare sat apar anumite dificultăți sau anumite schimbări de nume, de accente, de vocale și de aceea domnul profesor Ioan Dănilă ne-a prezentat câteva aspecte lingvistice, adică care țin de ce nu se spune, eu știu, corect un cuvânt și aici îl rostiți altfel. De ce un cuvânt are un accent și nu cum este normal în limba română. Sunt influențe care vin de la moșii și strămoșii dumneavoastră și de aceea moștenim cu toții un asemenea bagaj lingvistic. Apoi, o altă, sau alte cifre din acel CNP reprezintă moșiile, vechi locuitori care au fost aici în zonă. Și de aceea domnul Silviu Văcaru ne-a prezentat un capitol important cu documente vechi, catagrafii, documente care prezintă familiile vechi din această comunitate. Și avem aici multe, multe aspecte și documente în care s-au regăsit cei dinaintea noastră. Știți prea bine, dacă nu vă comunică, în această comunitate a Horgeștiului există și o parohie ortodoxă. Ea așa are o monografie ceva mai veche. Dar iată, în această monografie sunt foarte multe pagini, cam jumătate de ea, dedicate aceste pagini comunității catolice. De aceea Părintele Cornel, că aici este contribuția deosebită a Sfinției sale, a adunat documente. A apelat la cei care mergeau în arhive. A apelat la noi cei de la Departamentul de Cercetare Istorică. Avem multe documente de la congregațiile de la Roma, din arhivele Vaticane, din arhivele de la București, de la Iași, de la Bacău. A căutat să adune, ca un hârcioc de acel așa, tot ceea ce viza comunitatea catolică din Horgești. Sunt foarte multe, mii de file, sau, hai, poate spre 1000 de file, adunate de Părintele Cornel în decursul anilor. A început să le redacteze, să le adune, să le sintetizeze și ne-a lăsat o parte din această lucrare. Sigur, au fost anumite incidente care au determinat ca această lucrare să nu apară atunci când se dorea. Și mi-am luat eu această misiune de a continua structurarea materialului, adunarea altor documente, arhive și așa mai departe. Și prin urmare avem foarte clară comunitatea catolică de aici, din Horgești. Avem în primul rând acele perioade în care nu era parohie de sine stătătoare, ci aparținea de diferite sate mai mari și mai ales de Văleni. Chiar dacă e un pic mai departe, să spunem, și încă nu are o asemenea carte de identitate, dar Vălenul merită mai mult decât Horgeștiul, o asemenea carte, Părintele Parohie aici își poate se va preocupa să apară și acolo o carte, pentru că e o parohie de referință în toată zona Bacăului Văleniu și spun foarte mult timp Horgeștiul a depins de Văleni. Și de aceea de acolo veneau misionari, veneau preoți, au fost foarte multe conflicte dintre preotul de la Văleni, parohul sau clopotarul de aici, dascălul de aici. Mulți dintre străbunii dumneavoastră găsiți multe asemenea tensiuni și mai mult decât atâta dorința comunității din Horgești de a avea biserici. Pentru că se celebrau liturghiile
în acele case de acum 200 și ceva de ani. După aceea s-a făcut o biserică de lemn. A mai fost încă una, una pe care o știți prea bine, care a fost demolată în urmă cu vreo 15 ani, nu? Deci toată această tensiune a poporului de a avea biserică vizează diferite contribuții, diferite biruri, zile de muncă și multe, multe tensiuni de acestea. Și apoi, și mai mare insistența străbunilor dumneavoastră, ca aici la Horgești să fie o parohie de sine stătătoare. Sunt foarte multe documente, multe aspecte care vizează primul paroh, ceilalți patru parohi, pentru că numai cinci parohi au fost la Horgești, care, iată, fiecare și-a pus o anumită părticică din viață pentru că aici să se păstreze o identitate catolică, aici să fie o comunitate vie, activă și, iată, care a crescut și care se poate mândri cu acest lăcaș, care este, încă o dată spun, fotografia de pe carte de identitate a Horgeștiului. Apoi, tot în aceste pagini, am vorbit despre dumneavoastră și străbunii dinainte, sărbătorile, tot ce înseamnă folclorul de aici. Veți găsi aici mărturiile unora dintre dumneavoastră, fel și fel de cântece, de strigături, de, eu știu, texte care se foloseau la botez, la o cununie, la o mormântare, la diferite momente importante ale vieții. Aceste aspecte folclorice sunt foarte bine prezentate de domnul profesor Anton Coșa. Apoi, legat de biserică și de școală, trebuie să vedem pe acei dintre dumneavoastră care s-au remarcat în diferite domenii. Într-un mod deosebit au fost evidențiați fiii satului care au urmat chemarea spre preoție. Și sunt 15 horgeșteni care sunt preoți. Sigur, unii sunt morți, unii mai vedeți în altar, îi cunoașteți pe cei mai mulți dintre ei, dar veți găsi scurte biografii ale lor aici. Apoi sunt terenurile care au aparținut de biserică, celelalte bunuri, casa tineretului, casa parohială, cimitirul, tot ce ține de viața bisericească se regăsește în această carte. Legat apoi de școală, unde cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost. Ați învățat 2 ani, 6 ani, 7 ani, în funcție de perioada istorică, de învățători și profesorii pe care i-ați avut. La fel, în această carte, vă veți regăsi prin ceea ce a însemnat școala, ce a însemnat, iată, această formare intelectuală pentru dumneavoastră și pentru ceilalți. Și, în final, domnul George Fedor ne prezintă câteva aspecte sociale din comunitatea dumneavoastră. Știți prea bine că sunt eroi, fii ai satului dumneavoastră, care au murit în diferite câmpuri de bătălie. Sunt monumentele eroilor. Sunt anumite acte sociale care s-au mai întâmplat în decursul secolului aici. Răscoala de la 1907, venirea rușilor, stabilirea lor aici și multe, multe aspecte. De aceea, fără a mai mălungi, găsiți aici o bogată hrană sufletească și iată ceva pentru suflet și pentru memoria străbunilor dumneavoastră. Îmi amintesc că în urmă cu vreo 20 de ani, când am prezentat cartea satului meu natal, Pildești, aici e Horgești, la noi Pildești, și la fel veți găsi aici de unde au venit horgeștenii, da? Mulți sunt veniți din zona noastră, a Romanului și dincolo spre Nesiporești. Și spuneam, după ce am prezentat cartea, câțiva ienureași, după ce au mai parcurs-o ei, mi-au spus, părinte, dar cam groasă cartea aceasta pentru noi, când o citim? Pentru noi dați-ne așa un rezumat, că nu avem timp. Și am spus, nu aveți timp acum, pentru că am prezentat cartea la 15 august, când este și hramul comunității dumneavoastră, și spun, nu aveți timp acum, dar la iarnă, când stați acolo la gura sobei, cu un pahar de vin, te mai uiți la o poză, unde te regăsești, îți amintești de bunicul, de vecinul, de nu știu care, mai rost câteva semințe, altfel parcurgi monografia, chiar dacă ea are 400 de pagini, chiar dacă este cu multe note, că e firesc, n-am scris povești aici. Sunt documente, sunt mărturii, sunt atâtea și atâtea lucruri importante de care trebuie să ținem cont. Și așa mulțumiți au fost consetenii mei că s-a mai făcut un tiraj și nici 1000 și nu știu câte sute de exemplare n-au ajuns. De aceea zic că e importantă această lucrare. Părintele Paro vă va explica cum se poate procura și de aceea e bine să o aveți și dumneavoastră, să o lăsați moștenire
copiilor, nepoților, pentru că aici este istoria și tradiția dumneavoastră și în același timp să o trimiteți tuturor acelora care au rădăcini aici la Horgești. Prin urmare, lectură plăcută și mulțumim tuturor acelora și într-un mod deosebit Părintelui Cornel, pe care iată îl omagiem astăzi, prin liturghie, dar și prin această lucrare, prin această amintire, care va rămâne ca un factor frumos și de legătură între toți horgeștenii. Preasfințite, iubiți cădincioși, n-am verba și n-am vocabular atât de bogat al Părintelui care a vorbit, Părintele Alois. Eu vreau doar să fiu scurt, să vă prezint programul. Deci, mai întâi, mulțumim din toată inima Preasfințitului că, iată, s-a unit cu noi în primul moment al acestei zile liturghia, rugăciunea, cântarea pentru Părintele Cornel. Un an de zile a fost Preasfințitul și la mormântare, iată, a ținut să fie prezent și la un an de zile. Și ne bucurăm și îl asigurăm că suntem totdeauna alături de Preasfinția sa și să vină la noi și cu alte ocazii, sigur, și cu momente de bucurie și sigur că va veni și să nu trec la altcineva, aș dori să îi dorim din toată inima că se apropie sfârșitul anului și începutul noului an civil, să îi dorim din toată inima multă sănătate, putere de muncă, are atâta de alergat și atâtea lucruri frumoase pe care dorește să le facă, să Dumnezeu să-i dea sănătate, putere și să fim alături totdeauna cu rugăciunea noastră și cu gândul cel bun. Mulțumesc că din toată inima Părintelui care a vorbit pentru a lui Smoraru și dacă cineva poate n-avea idee ce înseamnă monografia, cred că de acum înainte vă este foarte clar ce înseamnă o muncă titanică de a aduna materiale, de a prezenta documente și multă dragoste, multă dorință de a transmite trecutul, de a cuprinde toate aspectele pentru ca să fim cu adevărat bucuroși că ne știm trecutul. Cine nu-și cunoaște trecutul, n-are nici viitor. Este o frază pe care am auzit-o de multe ori. Avem trecut acum, avem istorie, lucruri clare, iată, și în fața noastră. Și e o onoare, o bucurie pentru noi, horgeștenii. Eu personal sunt aici, știți foarte bine, din 2006. Și am finalizat această biserică. Și știți că cel puțin de o dată la o săptămână, la două săptămâni, Părintele Cornel venea aici și stăteam împreună, câte o noapte, două, și cu câtă, dacă ați fi văzut, cu câtă patimă și cu cât foc povestea și prezenta munca lui de a aduna aceste materiale. Și îmi povestea o mulțime de lucruri, ce a găsit, unde a găsit și cu adevărat îi vedeam inima lui pusă aici, în această lucrare. N-a reușit să o vadă, să se bucure, iată, cu noi împreună de acest moment. Pentru că ați auzit ce a spus Preasfințitul, faptul acesta că a pierdut materialele acelea, i s-au fost sustrase. Dar cu siguranță că se bucură acolo, cu siguranță că se vede împlinită munca și visul său. Mulțumesc din toată inima tuturor celor care sunt prezenți, preoților și de asemenea vreau să vă amintesc, așa cum spunea și Părintele Alois mai înainte, să vă spun cum puteți procura această carte. Prețul este 40 de lei, acum chiar la ieșirea din biserică, veți putea să luați această carte, vor fi două persoane care le vor distribui și sunt doar 100 de exemplare acum, dar fratele Părintelui Cornel, domnul Aurel, care se ocupă de tipărire, a spus că imediat, săptămâna viitoare și celelalte săptămâni, puteți lua câte vreți și 1000 dacă e nevoie, va imprima și vă stau la dispoziție la parohie. Și acum
luați ceea ce este, cumpărați, și cei care nu ajungeți să o procurați, facem listă pentru a ști cât de cât aproximativ cam ce se mai, care mai este cererea și apoi vă punem la dispoziție cartea. Așadar, trăim momente deosebite. Trăim cu adevărat un moment istoric, iată, pentru că avem această monografie și bucuroși putem să ne prezentăm această carte de identitate tuturor și să arătăm tuturor că a fost oameni vrednici aici și sunt oameni vrednici în continuare la Horgești și mergem cu fruntea sus și cu credința în piept, o transmitem celorlalți copiilor noștri pentru ca să se continue această localitate, să continue să fie la înălțimea Părintului Cornel și atâtor preoți care, iată, sunt din comunitate și ne fac cinste. Lăudați pe Iisus și Maria! Mai stați un pic jos ca să fac o concluzie. Și la urmă ne trimite diaconul, casa misiunea diaconului, când spune el, liturghia și prezentarea monografiei s-a încheiat, mergeți în pace, atunci luăm în serios și mergem. Dar nu vă țin mult, numai un pic. Prezența noastră aici, așa cum s-a subliniat, este ca să aducem un omagiu Părintelui Cornel Cadar, pe care l-am cunoscut toți și tocmai din iubire și respect față de ceea ce a fost, ce a activat în dieceza noastră, suntem prezenți astăzi la un an de la plecarea lui acasă la tata. Pentru că știți prea bine și cântăm cerule dorul meu, nu pământul. Pământul este vale de lacrimi, mai mult. Dar și, mai sunt și bucurii, adevărat. Dar casa noastră este în ceruri, destinația. Părintele a ajuns. Dumnezeu l-a chemat la sine. Și astăzi am spus din iubire, din respect, îi aducem acest omagiu la un an de la trecerea lui sau plecarea lui acasă, celebrând Sfânta Liturghie pentru odihna veșnică a sufletului său, dar și împlinindu-i visul pe care l-a avut de a apărea această monografie a parohiei dumneavoastră. Un lucru lăudabil. Și vreau să-i mulțumesc Părintelui Cornel, el ne aude acum din casa Tatălui și rugăm să mijlocească pentru noi păcătoși, să putem continua drumul bine, lumina credinței, să nu facem de rușine pe înaintașii noștri în credință, dar în același timp vreau să mulțumesc și tuturor celor din departamentul, ați auzit că avem noi departamente, Departamentul de Cercetare Științifică Istorică, din care fac parte mai mulți, este domnul doctor Dănuț Doboș, este părintele din stânga mea de aici, părintele Fabian Doboș, părintele Moraru Alois, care v-a prezentat monografia, tuturor celor care cu trudă adună ca hârciogii, spunea părintele, tot ce găsesc prin toate cotloanele, pentru ca să lase înscris, să știe poporul lui Dumnezeu cine au fost înaintașii noștri, prin ce situații au trecut. E bine să ne cunoaștem bunicii, străbunicii, trecutul nostru pe care clădim prezentul și apoi viitorul. De aceea le mulțumesc tuturor, mulțumesc Părintelui Paru pentru organizarea acestei zile care rămâne în istoria comunității dumneavoastră și va fi consemnată când se va mai completa această carte, pentru că istoria continuă. Suntem recunoscători tuturor și în primul rând lui Dumnezeu pentru lucrările minunate care se înfăptuiesc de Dumnezeu prin noi oamenii și pentru noi oamenii, spre slava lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența la Sfânta Liturghie, aducând acest omagiu Părintelui Cornel, consăteanului dumneavoastră, și vă asigur, ca păstor al diecezei, împreună cu Preasfințitul Petru, care l-a prețuit mult pe Părintele Cornel și care
a lăsat multe în urma lui, n-a trecut așa cum spunem noi, ca gusca prin apă. Părintele a lăsat în urma lui, Părintele Cornel, atâtea lucruri frumoase și Preasfințitul Petru, ca și Preasfințitul Aurel, înalt Preasfințitul acum la București, l-au ales și i-au încredințat această misiune să conducă presa bună în dieceza noastră. Așa că, recunoscător pentru toate, noi vă asigurăm de rugăciunile noastre și vă cer în continuare să vă rugați și pentru mine, și pentru Preasfințitul Petru, episcop emerit, și pentru noi preoții, ca să fim la înălțimea chemării noastre. Uniți în rugăciune să trăim în bucurie Sfintele Sărbători, se apropie noul an calendaristic, așa că vă dorim să aveți un an mai bun. Un an cu sănătate, cu bucurii și cu tot ceea ce este frumos și bun și vă dorește inima. Uniți în rugăciune să-L preamărim în toate pe Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Liturghia și prezentarea monografiei satului s-au încheiat. Mergeți și trăiți în pace! Mulțumesc.